Cu cine vorbești, mă, nu, acolo? Nu, Alexandra, ăsta e numele serialului. Hai, mă, lasă-mă, că ai nebunit și tu de tot. Deriglați. Genul programului. Prejal. Fiți atenți la mine, îl luăm pe ăla de acolo pe uscat, invita mai tufanu, și-a mai văzut că niște creci în partea de altă merge și le luă și pe alea. Ce dracu spune, mă, ăsta? Mă, ce îndruși, mă, acolo, cu cine vorbești? Păi nu v-am spus, mă, că merge la pădure, păi voi pe ce planetă sunteți? V-am spus că luăm pe ăla de acolo că e uscat și mai sunt niște creci în partea de altă merge să le luăm și pe alea. Păi când ai spus că merge la pădure, am crezut că merge la grătar, nu se adună lemne. Am adus un bax de bere. Păi eu când v-am spus acasă că s-a scumpit gazele, s-a scumpit paleță, s-a scumpit toate alea, voi cum credeți că trecem de iarna asta? Haideți, dracu, încoa să luăm niște araci. Zice bine, tato, zice bine. Voi nu vedeți că s-au scumpit toate alea? Uleiul s-a făcut 150.000 de la 80.000 cât era. Și tale ai venit pe post de avocat care va să zică, nu pui mâna pe lemne, a? Te uiți la mine, femeie bătrână de 84 de ani, să care eu lemne. Păi tu nu vezi că sunt beteagă? Beteagă ai fost toată viața, de când te știu. Vă certați ca tațele, v-am luat la muncă, nu să vă certați între voi, că mă faceți dracu de rușine la oamenii ăștia. La cine dracu să te faci de râs, că doar noi suntem. Hai, Cătăline, Andrei, haideți cu mine, voi tațelor mei și căutați tufanii uscați. Dar să fie uscați, ca să-i tăiem noi după aia. Haideți, mă, Andrei, ia drujba. Hai, mă, pornește-o și hai încoa cu el. Hai. M-aș și speria, dracu, am crezut că ai pățit ceva. Normal că nu sunt bine, a căzut pomul pe mine. Vezi, Florine, crecile alea acolo. Hai, du-le pe alea și vino să mă ajut, că sunt grele. Luați-le și duceți-le în partea aia la grămadă, că le ia Viorel când termine cu drujba în partea aia. Tale, nu pui mâna pe o crecă, o ceva, stai acolo cu curul la soare. Pe ce să pun mâna, pe ce să pun mâna, tu nu vezi că mă dor picioarele, dar nu mai pot. Hai, lasă-mă că așa ai fost de când te știu, vii la pădure cu toți chiopii, cine te mai lua. Hai, mă, mamă, vii să mă ajut și pe mine cu ăștia, că sunt grele, dar nu mai pot. Ce dracu faci, pe fată, te-ai întins, gata, ai obosit, treci colo la măta și ajut-o. Eu prostă că am venit. Hai, ții de el, da? Hai să mergem. Hop, 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 hop. Hai, la trei dăm cu el, da? 1, 2, 3. Păi dă-i-mă, prostule, drumul când arunci cu el. Da, să fiu al dracu, dar noi de ce dracu căutăm lemne? Noi n-avem centrală acasă. Da, dă-o încolo de centrală, o dăm afară și facem sobă. Hai, fă, mă, măică, nu ți-ai găsit proste, ridică-te și ajută-ne și tu, că el aș rupe spatele pe acolo. Cu ce să te ajut, fă, că ce să te ajut, că nu mai pot aici de picior, Dacă nu te ridici, să fiu al dracu, dacă nu rup creaca asta pe tine. Ia, că am prins putere, ia, uite, nu mă mai doare nimic. Așa, ia și du-te acolo la măta, uite acolo grămada. Vezi să nu-i dea lui Florina în cap, du-te și ia-l de acolo, că se împiedică ea de el. Hai, Florina, hai mai cu spor, ia-le de acolo de jos. Mă, asta cu cine dracu vorbește, mă? Mamaie, nu ți-am spus să pui mâna să ne ajut și pe noi pe aici? Păi nu vezi că vă ajut! Na, du-l Florina în partea aia. Du-te, fă, dracu, acasă, că mai mult ne încurci pe aceea. Haideți la masă încoace, hai să mâncăm. Haideți în coasă, ne punem să mâncăm. Hai că tu munci și mult rău de tot, cred că ți-a foame. Ce avem de mâncare? Păi uite, am adus un kil de roșii. Uite, niște brânză de la Măta Mare. Ouă fierte. Un pic de sare aici. Și mai avem niște haribi de pui. Ce câmpenească adevărată.
Brânza are gluten sau că eu sunt intolerant la lactoză și să știu dacă mănânc? Ia mă, dracu, și mănâncă ce-ți dăm, că nu-ți dăm căcat. Hai, terminează mâncat, că mai e unul acolo uscat, l-am văzut eu. Merge și îi dăm la rătăcină. Și mai adunăm și crecilele. Și după aia plecăm în partea aia, în deal. Că mai știu un loc și acolo. Și poate ajungem pe seara acasă, dacă nu vedem noi. Bă, dar mai dă-le dracului de lemne, că ne-ai tâmpit de când am venit în coace. Noi nici nu știam că venim să tăiem lemne. Uite-te la mine, eu sunt om de lemne. Dacă stai cu curul la căldură toată iarna, îți place, îți place. Stai tu liniștit, că pun plapuma pe mine. Eu am plecat. Ceau, les baule. Bă, Cătăline, unde te duci, mă? Bă, nu pleca, bă. Bă, vină, bă, în coace. Ce dracu faci, mă las singur cu tasto? Arrivederci. La revedere, tovarăș. Cătăline, nu pleca, mă, nu pleca. Te mănâncă liguenele pe drum. Doamne, ia mă, mănâncă liguenele. Vezi de treabă că nu mă mănâncă pe mine nimic. Doar ca să fim siguri. Da, nu e sănătos la cap, plecă singur acasă. Doamne, ia mă-l mănâncă ceva pe drum. Hai mă, vezi, de treabă că e băiat mare. Cât îi mai pui palma în cur, că din cauza ta e așa. Nici o tufă nu poate să ridice. Fugiți, bă, fugiți, mistrețul! Și vă spun să nu veni la pădure acum, dracu, puși, Mihaela. Bă, dar mă, mai unde? Mai ai găsit-o, mai veni și voi odată. A murit, a crăpat. Ce-ați făcut, mă? Care a tras în el? Voi ce faceți, mă, aici? De unde veniți? Ai cui sunteți? Ăsta care dracu mai e, mă? Pădurar Costiță Ionel, de când tăiați voi lemne aici la mine în pădure? Aveți autorizație? Cu tine vorbesc, căciulosule! Cu mine? Cu tine, cu tine vorbesc! Nu e, domn pădurar, că noi am venit să luăm niște crești de aici, nu tăiam noi. Alții tăiau pe partea aia, mai pândeal. Noi fugeam de mistreț, că erau mistreț pe aici și ne alerga. Era Dita mai scroafa, cred că avea și purcei după ea. Doamne, ea mă, era să mă ia de picior. Ce mistreț? Păi ăla pe care l-ai împușcat dumitale. Ce mistreț, bă, că eu am tras după voi? Uite, uite, mistrețul ăla, e? Da, dracu, fugiți, bă, ia! Bă, gata-i picioare. Da, bă, și unde fugiți acum? Cu lemnele cu rămâne. Legenda spune că și acum îi urmărește mistrețul și pădurarul. Am reușit, dragii mei, prima săptămână cu două clipuri postate. Sunt mândru de mine, chiar sunt mândru de mine. Mi-a dat și o lacrimă. Nu promit nimic săptămâna viitoare. Glumesc. O să încerc să mă țin de promisiune, să postez câte două clipuri pe săptămână. Sper că o să reușesc până la Crăciun. Dacă nu, sper că nu vă supărați pe mine. Sunt și eu om, am și eu activități de om. Da, cam atât. Mulțumesc mult dacă v-ați uitat până aici, dacă ați ajuns până aici. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like, să lăsați un comentariu. Și dacă vreți voi să ne împrietenim și să mă vedeți și fără efect și să vedeți mie mutra de orată, puteți să-mi dați follow pe Instagram, z.cătălinionuț, mă găsiți acolo. Vă pup, dulce, pa!